Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit și în 2024 cu prima ediție din Man Cave Gaming News. Man Cave News, am uitat, am să lucrez la titlu, nu mai contează. Săptămâna asta, fiind ianuarie, nu prea e cine știe ce, dar avem așa, PlayStation în 2024 a anunțat o groază de jocuri faine, după aia PlayStation Plus și Xbox Game Pass pe ianuarie, cât și astea două versus în 2023 și câștigătorul s-ar putea să nu vă surprindă. Nu știu după aia câte ceva despre Prince of Persia și nu uitați, înainte să începem, ne ajută foarte mult un like, subscribe, ce mai era pe acolo, share, nu, că nimeni nu dă share, dar join, aia ne ajută enorm, like, enorm și cam atât, hai să, da. Steam Awards sunt aici, așa că haideți să vedem ce a votat lumea pe Steam ca jocurile anului din 2023. Game of the Year îi revine lui Baldur's Gate 3. Jocul VR al anului este Labyrinthian, așa? Produs al iubirii a ieșit Red Dead Redemption 2, dar în mod ironic. Cel mai bun joc de pe Steam Deck, Hogwarts Legacy. Cel mai bun joc co-op, Lethal Company. Cel mai bun stil artistic, Atomic Heart. Cel mai inovativ gameplay îi revine în mod absolut ironic lui Starfield. Joc la care nu te pricepi, Sifu. Cel mai bun soundtrack, de la Last of Us Part 1, cea mai bogată poveste, iar Baldur's Gate 3, cel mai relaxant joc, Dave the Diver. Dintre toate, pe mine mă amuză Starfield cu cel mai inovativ gameplay. Pe tine te surprinde ceva? Printre cele mai așteptate jocuri de luna asta se află indubitabil Prince of Persia The Lost Crown, care se întoarce la origini din punct de vedere gameplay. Vine pe 18 ianuarie, iar ca fan, platformere side-scrolling în stil Metroidvania, sunt de părere că arată fantastic, cu un potențial imens. Next avem Bulletstorm VR pentru PSVR 2, tot pe 18 ianuarie. Jocul a fost mega fan când a apărut și îmi imaginez că în VR e și mai și. Pe 19 ianuarie vine The Last of Us Part 2 Remastered pe PlayStation 5 cu grafică îmbunătățită, un nou mod de joc rogue like pe care abia îl aștept și ceva levele never seen before. Pe 26 ianuarie avem Like a Dragon Infinite Wealth, un joc de care eu nu sunt personal pasionat, dar seria are o tonă de fani și e foarte apreciată, deci aruncați un ochi și acolo. În final avem Tekken 8, tot pe 26 ianuarie, care iese pe PlayStation 5, PC și Xbox seria XS. Atât pentru ianuarie, dar acum lasă-mi în comentarii ce aștepți tu să joci luna asta. Ce urmează în 2024 pentru PlayStation? Pe lângă PS5 Pro, care e zvonit să apară prin toamnă, uite tot ce a anunțat Sony că vine pentru PS5 și uneori PS4 în 2024. The Last of Us partea a doua remastered aterizează pe 19 ianuarie, urmat de Tekken 8, care vine pe 26 ianuarie. Apoi avem Helldivers 2, un co-op third person de acțiune, care se lansează pe 8 februarie. Final Fantasy 7 Rebirth apare pe 29 februarie și arată senzațional ca nivel de producție. Rise of Ronin vine pe 22 martie, un Souls-like action din ce zice Sony, grafica nu m-a dat pe spate deloc, ba chiar arată de parcă vine direct de pe PS4. Dar cine știe, poate gameplay-ul e atât de amazing că uităm de grafica asta învechită. Stellar Blade, un titlu exclusiv PlayStation, vine pe, nu știm deocamdată, dar cândva anul ăsta. Stellar Blade pare un crucișar între Devil May Cry și Bayonetta, care în teorie sună fantastic. În final avem Destiny 2 The Final Shape pe 4 iunie. Asta este a 8-a expansiune a jocului și sperăm să nu ne dezamăgească ca ultima. Cam atât deocamdată pentru PlayStation, ție-ți surâde de ceva? PlayStation 2024, partea a doua. Sony tocmai a scos un trailer interesant cu ce urmează anul ăsta pentru PlayStation și pe lângă ce știm deja că vine ca Prince of Persia The Lost Crown, The Last of Us partea a doua Remastered, Tekken 8, Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Stellar Blade, Rise of the Ronin și Like a Dragon Infinite Wealth, PlayStation se laudă și cu Suicide Squad Kill the Justice League, care e un live service game la 70 de euro de care eu nu mă ating, Concord, un nou shooter online PvP făcut chiar de Sony însuși, vine și el aparent în 2024, Pacific Drive, un titlu cu un mega potențial din ce am văzut, se lansează pe 22 februarie. Mai e și Dragon's Dogma 2 de pe 22 martie pe care l-aștept cu drag. Toate astea sunt fine and dandy, cum se zice, dar cel mai surprinzător moment din trailer e că PlayStation confirmă remake-urile Silent Hill 2 și Metal Gear Solid Delta Snake Eater pentru 2024. Iar ca bonus, The Plucky Squire tot anul ăsta vine, deși nu avem o dată exactă de lansare. Jocurile PS Plus Essentials din ianuarie au fost anunțate și nu sunt rele deloc. A Plague Tale Requiem, un joc foarte popular și îndrăgit, care deși s-a lansat inițial în 30 FPS, că na, Xbox și lansările, acum rulează foarte bine mersi la 60 FPS. Dacă nu l-ai jucat pe primul, Innocence, te sfătuiesc să încep cu acela, că e și mai bun, în opinia mea. Evil West vine direct din era Xbox 360 și PS3 în cel mai bun sens. E o combinație între Gears of War, God of War, Darksiders, Zelda și încă ceva pe aici colo, dar gameplay-ul este
este fun, e foarte bun. Pe deasupra mai e și online co-op, deci distracția se dublează. Al treilea joc e Nobody Saves the World, un joc ciudat, dar foarte interesant ca gameplay. E și dungeon crawler, și action RPG, și amuzant, și co-op. Pe Steam stă foarte bine mersi cu un user score de 91% very positive. În opinia mea, luna asta Sony a dat 3 din 3 la abonamentul de bază PlayStation Plus. Dar părerea voastră care e? Încântă pe cineva titlurile astea sau nici acum nu-i bine? Ce urmează pe Game Pass? Păi, jocuri nu prea interesante sau deja răsuflate, zic eu. Cele mai notabile sunt Assassin's Creed Valhalla pe 9 ianuarie, Resident Evil 2 pe 16 ianuarie și Hell Let Loose pe 4 ianuarie. De Valhalla sunt sigur că toată lumea e arhisătulă, iar Resident Evil 2 e foarte ok dacă n-ai mai jucat vreodată un survival horror, deși Resident Evil 4 Remake este la ani lumină distanță. Cel mai interesant din listă e Hell Let Loose, un shooter din cel de-al doilea război mondial care poate fi jucat online cu până la 100 de player. Lansat inițial în 2021, jocul stă foarte bine pe Steam cu o notă very positive de 84%. Nu zic că restul jocurilor sunt nasoale, dar mi se par mai mult de umplutură. Și vedeți că pe 5 ianuarie pleacă GTA 5 de pe Game Pass, dar s-a mutat pe PlayStation Plus extra, deci na. Ai fost mulțumit de PS Plus sau Xbox Game Pass în 2023? Pentru că VKKFTEC a făcut un calcul și uite ce valoare au avut jocurile de anul trecut pe fiecare serviciu în parte. Spoiler alert, Sony câștigă detașat. În total, PlayStation Plus a oferit 251 de jocuri. Essential a dat 37 de titluri. PS Plus Extra a venit cu 168 de jocuri, iar împreună valorează aproape $7,500. Un rang mai sus și ajungem la Premium, care a dat și ăla 46 de titluri, valorând astfel peste $8,000. Personal, nu recomand Premium, doar Extra, dar faceți ce vreți cu banii voștri. Apoi Xbox Game Pass Ultimate a venit cu doar 150 de jocuri anul trecut, adică în minus cu 18 titluri față de PS Plus Extra. Jocurile de pe Game Pass Ultimate de pe PC și Xbox împreună valorează aproape $5,000. Evident, în 2023, Sony PlayStation iese cu mult în avantaj pentru că a oferit mult mai multe jocuri, care în total valorează cu $2,500 mai mult ca cele de pe Game Pass. Acum să vină nemulțumirile în comentarii. Cum merge Prince of Persia The Lost Crown pe console? Prince of Persia The Lost Crown este un joc side-scrolling în stil Metroidvania care vine pe 18 ianuarie la 50 de euro, dar dacă vrei să joci cu 3 zile mai devreme, atunci ar trebui să te uiți la Deluxe Edition care costă 60 de euro. Sau na, te poți abona la Ubisoft Plus pe Xbox și PC și pe lângă ăsta ai acces la orice a făcut Ubisoft vreodată. Acum, cum rulează Prince of Persia The Lost Crown pe console? Păi pe PlayStation 4 merge în 1080p 60 fps, iar pe PS4 Pro în 4K 60. Pe Xbox One și Xbox One S merge în 1080p la 60 fps, iar pe Xbox One X merge în 4K 60 fps. Pe PlayStation 5 merge în 4K 120 fps, bine dacă ai monitor sau TV de așa natură. Mai departe, pe Xbox Series X merge tot în 4K 120 frame-uri pe secundă, iar pe Xbox Series S merge în 1440p 60 de frame-uri. În final, pe Nintendo Switch Handheld Mode merge în 720p 60 fps, iar docked în 1080p 60 fps. Uite ce PC-ți trebuie pentru Prince of Persia The Lost Crown. Pentru minimum Full HD 60 FPS cu grafica la normal, ai nevoie de un procesor Intel Core i5-4460 din ăsta sau AMD Ryzen 3200. Ca placă video, ai nevoie de Nvidia GeForce GTX 950 sau AMD Radeon RX 5500 XT. Pentru recommended specs la 1440p 60 FPS cu grafica la high, îți trebuie un Intel Core i7-6700 sau un AMD Ryzen 5600. Iar la placă video, Nvidia GeForce GTX 960 sau AMD Radeon RX 5500 XT. În final, pentru Ultra 4K 60 FPS cu grafica la Ultra, ai nevoie de Intel Core i7-6700 sau AMD Ryzen 5600, cuplate cu Nvidia GeForce GTX 1060 sau AMD Radeon RX 5500 XT.